În cursul zilei de joi, pompierii din cadrul detașamentului din drobeta Turnu Severin au intervenit cu două autospeciale de lucru cu apă și spumă pentru stingerea unui incendiu izbunit la o casă din localitatea Batoți, Comuna de Vesel. La sosirea forțelor de intervenție, incendiul se manifesta într-o încăpere a locuinței construită din pereți formați din schelet de lemn, având unele goluri acoperite cu fel și fel de material, dar și la acoperișul încăperii. Incendiul a fost localizat imediat pompierii împiedicând extinderea flăcărilor la locuințele învecinate. În cursul zilei de joi, pompierii militari din cadrul detașamentului Drobeta Tunu Severin au intervenit cu două autospeciale de lucru cu apă și spumă pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casă din localitatea Batoți. La sosirea pompierilor, incendiu se manifesta într-o încăpere a locuinței construite din paiantă și la acoperiș. Forțele de intervenție au localizat imediat incendiu, reușind să împiedice extinderea flăcărilor la locuința învecinată. Cauza probabilă de izbucnire a acestuia a fost determinată de un sistem de încălzire amplasat necorespunzător față de materialele combustibile. Pentru a preveni izbucnirea unor incendii la locuințe, le reamintim cetățenilor că înainte de utilizare, sobele trebuie verificate amănunțit, reparate și curățate. Nu se admite utilizarea sobelor fără ușițe la focare și cenușare, cu defecțiuni sau neizolate corespunzător față de elementele combustibile. În fața ușiței de alimentare a sobei, pardoseala se protejează cu o tablă metalică. Totodată, atragem atenția cetățenilor că este strict interzisă aprinderea focului în sobe prin stropire cu benzină sau alte lichide combustibile. Din fericire nu au fost înregistrate victime doar pagube materiale, cum ar fi mobilierul, dar și diverse materiale textile care se aflau în casă. Cauza probabilă a fost determinată de un sistem de încălzire amplasat necorespunzător.